Dor de izvor. O emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu. Radioascultători, bună ziua și bun găsit la emisiunea Dor de Izvor. La începutul emisiunii de astăzi a cântat Micu Mâță, o voce pe care ați mai ascultat-o în cadrul emisiunilor noastre Dor de Izvor. Așa se face că Micu Mâță este invitatul emisiunii de astăzi și îl salut cu mult drag. Micu, bine ai venit la Radio Chișinău. Bună ziua și bine v-am găsit. Deci tu ai fost ieri în spectacolul de închidere a Mărțișorului, acest eveniment foarte important pentru noi, pentru Republica Moldova, a ajuns la He-He, a 49-a ediție, cred, da? Și ai avut această ocazie să cânti la închiderea Mărțișorului, a festivalului. Cum te-ai simțit tu ieri la Palatul Național? Împreună cu Orchestra Lăutarei și împreună cu oaspeții din Mehedinți și împreună cu toți oaspeții care s-au perindat în scenă. În primul rând, în afară de faptul că este o plăcere să cânti acasă și să revii acasă, eu am de fiecare dată mari emoții să cânt la Palatul Național și mai ales că spectacolul a fost transmis în direct, responsabilitatea este și mai mare. M-am simțit bine, dar foarte emoționat, foarte emoționat. Nu, dar tu atunci când interpretezi, când cânti, nu te gândești că e transmisiune directă. Nu, dar este un trac al scenei. Așa, dar ce se pierde ceva? Este prea mare sala sau este prea sonoră orchestra din spate? Ce se pierde? Am avut ocazia să mai cânt în spectacole mari, la fel în emisiuni transmise în direct. Și atunci când știi că e în direct, așa rămâne, e o imortalizare, așa se întâmplă, așa rămâne. Pur și simplu este o presiune, poate din cauza publicului, poate din cauza sălii, sau e gândul că mă întorc acasă, oricum e foarte plăcut, dar de exemplu aseară am avut emoții.
Nu numai tu ai avut emoții, cred că toată lumea a avut emoții și eu am emoții ori de câte ori ies în scene mari, pentru că asta e mai ales vorba ta, dacă știi că este transmisiune direct, emoția e cu atât mai mare. Tu ai venit și ai cântat pe final de spectacol împreună cu cei de la Mehe Dinți, te leagă ceva de ei? Eu zic că da. Dumnealor sunt niște oameni foarte deschiși și de foarte multe ori m-au ajutat și mi-au întins o mână de ajutor. Legătura s-a produs atunci când am fost la ei la un festival la Ponoare. Ponoare, Ponoare se numește festivalul. Am luat premiu mare și dânsii au hotărât și au inclus o piesă de-a mea pe albumul lor. E o formă de promovare, a fost o mână întinsă și le mulțumesc pentru acest gest. Este foarte curios acest lucru pentru că cei din Mehe Dinți eu consider că au un specific foarte aparte în felul cum cântă, în ritm, în pronunție, deci ei au un specific foarte al lor. Câteodată chiar îi invidiez că noi nu avem acest nu știu ce și nu știu cum pe care l-au Mehe Dințenii. Acest cântec al tău care l-au preluat, i-au păstrat aroma basarabeană sau l-au adaptat la felul lor de a cânta? Nu, a fost o piesă din repertoriul meu. Avantajul este faptul că ei sunt artiștii care se vând în toată țara, dacă mi-este permis cuvântul. Sunt chiar vedetele, poate cele mai preciate la ora actuală și avantajul a fost de a fi pe album și e o formă de promovare. Nu neapărat că trebuia să cânt o piesă de Mehe Dinți ca să fie inclusă pe album. Acum să mai ascultăm un cântec din repertoriul tău, Mult mi-i dor de satul meu, revenim la dialog în câteva clipe. Ieșit înalt lângă codru cu verdeață, luminează am eu sat de care m-am străinat mai. C-am plecat în lumea largă cu noroc într-o desagă, m-am dus ca frunza pe vântul să-mi găsesc rostul cântând. Dar n-am mai călinari, că străinui toți străini și trăiesc cu dor și chin mai. De-aș călca din piatră în piatră, din străin nu mai fac tată, de-aș avea lumea în palmă, din străin nu mai fac mamă. Mai ușor, măi.
cum îți, dragi prieteni, un tânăr interpret de muzică populară, tânăr talentat, inteligent și pornit pe lucruri frumoase și mărețe. Dar mai întâi îl vor ruga pe invitatul meu să-mi spună câte ceva despre copilăria lui. Deci tu vii de la Fălești. Ai debutat la 4 ani, asta ceea ce știu eu despre tine. Primul cântec pe care l-ai cântat în scenă a fost Ionel, băiat frumos. Dacă ești drăguț și ți-amintești să ne cânti un fragmentel din cântecul ăsta. Cu mult drag. Ionel, băiat frumos măi, Ionel, băiat frumos măi, Ionel, băiat frumos, din armată s-a întors, of, of, armata-i grea. Ai, ce frumos! Păi este un cântec foarte, foarte, un cântec frumos. Foarte frumos. E un cântec din repertoriul lui Mihai Ciobanu. Este un cântec din repertoriul lui Mihai Ciobanu, dar este un cântec folcloric, adică da. Nu are ce să-ți facă Mihai Ciobanu dacă îl cânti tu și îi aduci document că l-ai cântat la 4 ani. Deci asta se întâmpla în 90 șoleacă, așa. Deci cine a cântat în familia ta? Pe cine ai moștenit? Eu zic că pe mama, mama cântă, mama aude foarte bine. Din partea bunicilor, bunica din partea mamei este cea care a cântat. Și cam atât, tata este mai mult împătimit de muzica populară și el este cel care ne-a ținut în priză, fiindcă era foarte receptiv la toate spectacolele și concertele care erau la televizor. Da, asta e foarte important. Pasiunea ai luat-o de la tata și vocea ai luat-o de la mama, de la bunica. Mama aude foarte, foarte bine. Chiar când eram în perioada festivalurilor, era foarte directă și pentru mine era important dacă am cântat bine, dacă am avut o prestație bună sau poate mai slabă ca alte dăți. Deci cea mai sinceră era mama ta. Da. Telefonai și întrebai, mama, cum a fost? Deci ea nu era cea care te... Nu. Și pentru mine e foarte, foarte important. Și, bine, mama e sinceră nu doar în cazul muzicii, e sinceră în toate aspectele vieții și cu acest prilej îi mulțumesc. Asta e foarte, foarte bine. Ea ne ascultă acum, da, ne urmărește. Ne ascultă, da. Da. Salutările noastre, doamnă, aveți un băiat extraordinar, este talentat, este inteligent. Acum ce va face mai departe depinde numai de el și de cea pe care îl va însoți în viață, cred. Așadar, mai ascultăm un cântec, apropo, tot despre mama, mama liniște noare și cât ai de gând să o ții așa tensionată pe mămica ta să nu aibă liniște? De fapt, aici mama este cea care se implică în actul căsătoriei, în ritualul căsătoriei. Nu știu, eu zic că încă nu e perioada potrivită pentru a face acest pas, deși toți tinerii mergem spre asta, dar nu este perioada încă oportună pentru așa ceva. Așa, să ascultăm cântecul Mama liniște noare. Liniște nu are mândră și-o pus gând ca să mă-nsoare of dor. O cheamat-o piețătoare mândră și i-o spus ce grijă are of dor. Dacă eu cam la hora mare, ram tai ra 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 ra, apare și piețătoarea, ram tai ra ra ra. Cu și nici joc eu să vad ea și mai cu stam la masă mândră, mi-o spus măicuța voioasă of dor. Că morarul are o fată mândră și frumoasă și bogată of dor. Dar și dascălu are una, ram tai ra 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 ra, cu-n pișerlu și știi luna, ram tai ra ra ra. Și-au mai spus mândră de mult timp, mândră, să-i aduc zestrii pe poartă of dor. Eu îi las și sumanielul mândră, numai să strâng nici loșelul of dor.
ieri eu mi-o-i faci și ram tai ra 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 ra. Din Mansur cu și nim plași ram tai ra ra ra. Dau sumanu și bondita și nu-ți las mândră gurița. Dau cam așa de pe mine mândră și tot nu mă las de tine ofdor. Decât bogat și cu jăli mândră, nu-mi trebuie însurătoare ofdor. De vrei mamă nor în casă, ram tai ra 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 ra. Vin cu mândra mea frumoasă, ram tai ra ra ra. Cu mulți dragi prieteni, este invitatul emisiunii de astăzi, Mama Liniște Noare, este intitulată piesa pe care ați ascultat-o adineauri, iar noi continuăm dialogul cu Nicu Mâță. Deci așa se face că primul festival foarte important pentru tine, pentru cariera ta, a fost festivalul concurs Nicolae Sulac. Exact. Ziceai tu că te-ai pregătit foarte mult, că te-a impresionat foarte mult vocea lui Nicolae Sulac și ai pregătit trei piese, așa, ai luat un premiu special după câțiva ani, ai luat premiu mare. Întrebarea mea este, prin ce te-a cucerit pe tine vocea talentului Nicolae Sulac? Prin ce este deosebit Nicolae Sulac? Uite că până acum nu l-a depășit nimeni, nici nu l-a ajuns nimeni pe Nicolae Sulac ca interpret. Prin sinceritate, prin dramatismul vocii și eu mai cred într-un... Eu cred în glasul pământului, dacă mi este permisă expresia, adică tind să cred că fiecare regiune are un specific al timbrului și când zic Basarabia, îmi vine în primul rând în minte, în gând, vocea lui Nicolae Sulac. Deși atunci eram destul de mic ca să fac anumite diferențe sau nu mai ascultam muzică, nu ascultam muzica tehnică, era doar din pură plăcere ascultam acea muzică și atunci când mă pregăteam, te emoționează și emoția nici nu are nevoie de explicație când ești emoționat. Da, când ești emoționat, da. Dar când ești interpret și vrei să ajungi departe, deci începi să-ți explici niște lucruri. Prin ce a fost atât de mare Nicolae Sulac? Pentru ce l-a îndrăgit lumea atât de mult pe Nicolae Sulac? Ca să faci și tu același lucru. Deci ai zis că a fost prin sinceritate, da, prin emotivitate, prin sensibilitate. El se putea sensibiliza de la prima frază până la ultima. Deci se sensibiliza atât de mult încât electriza sălile, așa. Deci el se făcea una cu cântecul, una cu arta. Asta este foarte important. Tu reușești de fiecare dată să te sensibilizezi din prima, așa? Încerc să fiu sincer cu mine însă, în primul rând să mă concentrez, dar probabil maestru Sulac mai avea ceva, o biografie tragică. Și toate lucrurile astea se depun în caracterul și personalitatea unui om și oamenii probabil simțeau asta și mai mult, poate mulți oameni au avut o biografie asemănătoare și rezona cu ceea ce cântă și el a fost o formă a tuturor oamenilor care au avut o copilărie dificilă sau o biografie mai grea și practic când auzeau vocea lui Sulac sau cântecele interpretate de Sulac, se regăseau pe ei. Și poate și de asta a avut atât de mare succes, nemai vorbind de vocea deosebită, de bunul gust al selecțiilor de melodii. Poate sunt prea îndrăzneț și încerc să fac acum niște... Nu ești prea îndrăzneț, pentru că acum când ai zis tu că el a avut o biografie mai dramatică, nu este neapărat să ai și tu o biografie dramatică ca să devii un cântăreț foarte mare. Asta e adevărat, dar este ceea ce îl face unic. Este ceea ce îl face unic și până în ziua de azi neîntrecut. E la fel, probabil a avut o biografie la fel de dramatică cum a fost și cea a istoriei Basarabiei, poate e prea mult spus iarăși, dar oamenii anilor 40 n-au avut o viață deloc ușoară. Mai ales în cazul lui, care l-au părăsit părinții, practic, a rămas... Povestește foarte interesant. Prima bomboană când a mâncat-o la orfelinat, s-a nimerit a fi una mentolată și a început să strige că îi bate vântul în gură. Nu-i poți explica unui copil de astăzi lipsurile acelor vremuri și
probabil oamenii rezonează altfel la aceste lucruri. Da, probabil. Spuneai tu într-un interviu, ca să ajungi interpret, ca să fii credibil, ca să fii convingător, trebuie să fii tu însuți. Cum înțelegi tu a fi tu însuți? Cum înțelegi tu expresia asta? În primul rând, consider că astăzi nu mai putem fi originali prin faptul că ne-am născut într-un loc izolat. Cred că astăzi a fi original înseamnă a cunoaște tot ce se întâmplă în domeniul tău, a fi la curent cu tot ce se întâmplă ca să poți să fii ca tine, adică să încerci să nu copiezi pe nimeni. A fi tu însuți, asta înseamnă a fi original. A fi original și a cunoaște... A fi sincer. Da, a fi sincer cu tine, cu ceea ce faci. Așa. Și a cunoaște ce se întâmplă în jurul tău și să încerci să nu repeți pe alții. Asta e foarte important, să fii tu însuți. Asta înseamnă să fii sincer, asta înseamnă să fii tu în tot, asta înseamnă să nu copiezi pe cineva, să nu plagiezi și asta înseamnă să nu-ți depășești tu gustul tău estetic, să zic, când te aduci la o petrecere și când și niște fleacuri, adică să nu te compromiți. Iarăși ajungem la sinceritate, da? Să nu te compromiți. Deci să ai nivelul ăla pe care ți l-ai pus așa, a fi tu însuți. Asta îți dorim noi, să fii tu însuți, și mai ascultăm un cântec din repertoriul tău, un cântec pe care pe mine m-a impresionat foarte, foarte mult la începuturi. Am și făcut noi o emisiune, un mic dialog la un post de televiziune, o doină pe care o cântai tu cu mult suflet și la care vrei să revii să o înregistrezi. Da. Of, of, lumii, lumii, dacă te jălia în tine, dăruiești.
este doar a mea. Jala este doar a mea. Și-o-i duș-o cu atunci când mergi tu la spectacole, lumea mai ascultă doine? Sau tu, sau interpreții mai cântă doine? Mai este loc și pentru acest gen, e adevărat mai puțin. În România lucrurile stau diferit în dependență de zona, fiindcă în Ardeal și Banat se ascultă doine destul de mult. Nici nu se concepe fără doină. Da, chiar și nunțile lor se concepe fără o doină. Și unii realizatori de televiziune sau anumite emisiuni mai fac loc și pentru acest gen. Poate noi cum era cândva, fiindcă din graba asta a oamenilor de astăzi, a timpului care nu ne ajunge, poate și asta explică faptul că și doina e mai puțin prezentă în spectacole, dar oricum se mai găsește. Vorbeam noi despre faptul că tu ai reînregistrat această doină și despre faptul că n-ai putea atinge poate nivelul ăla de sinceritate pe care l-ai avut atunci în momentul în care ați făcut voi acest proiect cu doamna Zagoreanu. Cred că aș fi la fel de sincer, poate acum aș avea o altă maturitate, o altă abordare și tehnic cred că are și mai bine. Dar în timp întotdeauna ceva pierdem și ceva câștigăm și din punct de vedere vocal. Chiar dacă tehnic câștigăm, avem maturitate, sinceritatea, o naivitate acolo în interpretare și poate e plăcută. Foarte, foarte importante pentru tine au fost acele nenumărate concursuri și de la noi, dar și din România, la care ai participat tu, pentru că ai văzut multă lume, pentru că ai obținut așa pe parcursul anilor o experiență în scenă, ai cântat cu diferite orchestre, ceea ce înseamnă foarte mult, ai cântat pe diferite scene, ceea ce înseamnă iarăși foarte mult. Spune-ne câteva din, știu eu, concursurile cele mai importante la care ai participat tu și care te-au marcat într-un fel. O să încerc cu cele de acasă. Rămâne Nicolae Sulac din 2009 și Tamara Ciobanu. Și tu ai participat la Tamara Ciobanu și ai pregătit 9 piese, așa? Da, cântec de ritual, prima etapă cu 4 melodii, după aia iarăși 4 melodii. Am luat și premiu, am luat premiu întâi și sunt foarte mândru de el. După asta am fost la Cernăuți, în Grădina cu Flori Multe, la Botoșani, Bucecea, festivalul de la Bucecea, Strugurile de Aur de la Jidvei, Maria Tănase de la Craiova, Maria Lătărețu de la Târgu Jiu, Ponoare Ponoare de la Mehedinți, Cântecul de Viță Veche de la Focșani, Cântecul de Dragoste de-a lungul Dunării de la Brăila, de la Iași, un festival absolut deosebit, din bătrâni din oameni buni, la Elena Roizen la Ovidiu, la Sighișoara, la Festivalul Datini, la Sibiu, la Bistrița, la Oradea, au fost destul de multe festivaluri, am cuprins cam toată geografia țării, am mai și zis, am fost în toate orașele țării, în afară de Arad și Satu Mare. Te duci tu și acolo, cu siguranță. O să ajung chiar la Arad, sunt foarte curios să ajung, fiindcă e un oraș istoric absolut deosebit. Da, și este o zonă deosebită. Și la Satu Mare vreau să ajung, fiindcă vreau să-i cunosc pe oșeni. Așa, cum altfel. Eu mă bucur foarte mult pentru această arie mare pe care ai cuprins-o tu și vreau să te întreb, din moment ce ai cântat tu pe atâtea scene, ai cântat alături de nume notorii din muzica populară românească, care după tine ar fi totuși cheia succesului? Cum un tânăr își face vânt în față? În primul rând vreau să pornesc de la asta că sunt prea mic ca să fi descoperit eu formula. Nu ești prea mic, ești deja mare, ai atâta experiență în spate, ai deja un repertoriu și
trebuie să meditezi și la asta. În general, succesul iarăși este o chestie destul de subiectivă, fiindcă ne împărțim mereu în popularitate și cei ce aducem în scenă. De multe ori sunt absolut interpreți deosebiți care au un repertoriu frumos și autentic și adevărat, dar care poate au mai puțin succes și nu există o cheie a succesului. Nu știu care ar fi formula, nu știu care... Ideea este următoare, eu sunt sincer cu ceea ce fac, încerc să devin pe zi ce trece mai bun, să aduc cântece noi în scenă, să mă axez foarte mult pe repertoriu, fiindcă dacă ne uităm la interpreții mari, toți au în Radio România câte 600-800 de melodii și automat, dintr-o număr atât de mare de piese, ajung să aibă șlagăre, adică cântece nemuritoare. Și repertoriul lor se identifică cu personalitatea lor. E adevărat. Și invers, personalitatea lor cu se identifică și cu repertoriul lor. Și dacă ne uităm la Sofia Vicoveanca, deci... sau la ne uităm la Floarea Calotă, sau dacă ne uităm la Angelica Stoican, sau fiecare zonă are reprezentanții săi, doamnele astea au piese de la cântecul de leagăn, la cântec de ritual, la cântec, la bocet, așa absolut e. toate așa genurile. Uite că ai și răspuns. Deci una din cheile principale ale succesului este repertoriul. Exact. Și tu aici trebuie să ari foarte mult pentru că ești tânăr și pentru că trebuie să aduci spectatorului din țară, că deja ești cunoscut, trebuie să aduci repertoriul de aici, din Basarabia. Bine, tu te-ai mai axat încă și pe repertoriul din Bucovina, am înțeles că îți place foarte mult, ești tentat într-un fel de ritmurile astea bucovinești, mai mult chiar ai luat și costumul bucovinean și mi parcă îmi părea rău așa, zic, uite, gata, îl scăpăm, îl se duce dincolo la Bucovina. Nu cred că mă scăpați, fiindcă eu rămân un interpret de la Fălești. Pur și simplu, eu sufletește sunt mai legat și mi este mai apropiat partea de nord a Moldovei a muzicii, cum se zicea cândva, țara de sus. Asta ar însemna și partea de nord a Moldovei, dacă luăm regiunea Briceni, Edineț, Soroca, are o legătură directă cu ceea ce se întâmplă la Cernăuți și Suceava și Botoșani. Chiar dacă Bucovina, mă refer acum la zona de munte, rămâne a fi absolut unică în toată zona Moldovei și în tot spațiul românesc. Mie îmi place muzica asta așezată și frumoasă, cum cântă fanfarele din nordul țării și rezonez cu ea. De asta mă axez mai mult pe repertoriul de nord. Și vreau să vă spun că am mers în expediții cam în toată Basarabia, și la Edineț, și la mine la Fălești, și la Ștefan Vodă, plus culegerile care am avut acces la conservator, dar îi recunosc că din toate piesele care le-am găsit, se găsesc mai puține pe album. Bine, ai să lucrezi tu în sensul ăsta, cum altfel. Da. Așa, te exprimai tu într-un interviu că ai crescut cu TVR, cu Radio Iași, cu Radio România. Și cât de mult au influențat asupra formării tale ca interpret aceste posturi de radio și televiziune? În primul rând, mie nu mi-este și nu mi-a fost niciodată străină această cultură și nu am simțit că fac parte dintr-o altă cultură decât cea românească, fiindcă dacă din punct de vedere politic lucrurile stau diferit, în domeniul artelor, muzicii, culturii, lucrurile sunt foarte, foarte clare. Și de asta când am ajuns la Iași sau în alte orașe din țară, m-am simțit ca acasă. În general, toți românii sunt diferiți și cei de la Cluj față de cei de la Craiova și cei de la Iași față de cei de la București și cei de la Edineț față de cei de la Cahul. Și graiurile ne sunt diferite. Important e să înțelegem și să vedem care este rostul nostru în această mare, mare familie care îi primește pe toți și fiecare are ceva valoros. Așa este. Să le spunem radioascultătorilor că tu ești acum la București. Da, sunt așa, București. Ai făcut un masterat, te mai gândești să rămâi acolo sau să te întorci? Nu, dar eu am hotărât să locuiesc la București. Să locuiești la București, da. Așa, dar să ne reprezinți totuși, da? Dar de fiecare dată când am ocazia mă întorc cu cea mai mare plăcere și sinceritate acasă și acasă rămâne acasă. Și cum crezi tu, muzica a reușit să unească cele două maluri de Prut? De mult. De muzica mult. Populară, cel da, puțin. De mult, de mult. Așa. Și ea a făcut mai mult decât atât. A menținut într-o perioadă de restriște o punte, o legătură între oameni, cel puțin artiștii de mai în vârstă pot povesti mai multe lucruri cum stăteau în vremurile de atunci, cum găseau muzică românească doar la expozițiile la Sankt Petersburg sau de la Moscova, sau cum venea trenul de București și făceau comandă, sau era destul de complicat să intri în posesia unui disc de la Electrecord. Și muzica asta a avut mai mult decât un rol de unire. A fost o
o stare vie, dacă mi-este permisă expresia asta, într-o perioadă de restriște. Pe tine te impresionează toate lucrurile astea povestite, pentru că tu ai trăit în altă perioadă, da, unde te-ai bucurat deja de toate deschiderile. Deși poate astăzi, când toată lumea nu mai ține cont de națiuni și de frontiere, când este un proces al globalizării irreversibil, sună prea prețios sau prea naționalist, asta simt eu și pentru asta sunt deschis și cred în cultura popoarelor și faptul că în general omenirea devine mai bogată prin ceea ce, prin faptul că suntem fiecare valoroși prin ceea ce avem. Ionele, eu îți mulțumesc tare mult pentru participare la emisiune de astăzi. Te mai așteptăm cu mult drag la Radio Chișinău, la Dor de Izvor. Și eu vă mulțumesc frumos și mă bucură, mă onorează această invitație și vă doresc din toată inima să aveți un izvor nesecat de dor și de invitații speciali și frumoși. Și le doresc tuturor radioascultătorilor să aibă un an cât mai bun, cu realizări și împliniri. Mulțumim tare mult și ție și voi, interpreților tineri, vă dorim din toată inima să reușiți să uniți nu numai cele două maluri de Prut, dar să faceți ca inimile românilor de pretutindeni să bată la unison. Asta este foarte important. Noi ne dăm străduința să facem acest lucru și asta și este scopul și rostul muzicii, de a uni oameni. Acum ține și de cei care ne ascultă. Mulțumim tare mult, stimați radioascultători, aici mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sper ne-ați ascultat. Vă aștept și mâine la Dor de Izvor. Până atunci, Doamne ajută și dă bine la toată lumea! Ta, chiar și mulți de-i dărâma, de-i fi zdravân și-n puteri, de-i avea argat șaveri. Cât mai ai mamă bătrână, tu ești prunc și ea stăpână, tu din ochi nu m-ai scăpat. Mamă, și-am ajuns bărbat, dau o vorbă dacă-mi spui, mă fac mic și saltă o pui. Mamă, când te supăram, ne sfădeam și nu grăiam, și vedeam că nu ți-i bine, mă durea, mi-era rușine. Mă făceam măicuță dus și plângeam de-amar pe ascuns. Tu din ochi nu m-ai scăpat, mamă, și-am ajuns bărbat, dau o vorbă dacă-mi spui, mă fac mic și saltă o pui. Mamă, când te supăram, ne certam, ne tot certam, gura când striga mai tare, inima-și cerea iertare. Toate le-ai făcut iertate, dă-i-ți Domnul sănătate. Tu din ochi nu m-ai scăpat, mamă, și-am ajuns bărbat, dau o vorbă dacă-mi spui, mă fac mic și saltă o pui.
ajutat. Mamă, tu m-ai ridicat, numai tu cu ochii tăi ai vegheat la pașii mei. Până în ziua de-oi muri, mamă, eu te-oi pomeni. Tu din ochi nu m-ai scăpat, mamă, și-am ajuns bărbat. Dau o vorbă dacă-mi spui, mă fac mic și sal tău pui. Mamă dragă, de-aș putea, tinerețea mea ți-aș da. Dor de izvor. O emisiune de etnologie realizată de Maria Mocanu.